Din Maleahi, din capitolul 4, aș vrea să citim versetul 4, 5 și 6 și apoi ne vom întoarce în capitolul 2 și de la versetul 15 și 16, cele două versete le vom citi. Maleahi 4 cu 4. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Capitolul 2 cu 15. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Amin. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. În dimineața aceasta ne bucurăm că micuțul Gabriel este împreună cu părinții săi în mijlocul bisericii. Domnul Iisus să-l binecuvinteze. Este înconjurat cu multă dragoste și ne bucurăm de lucrul acesta. Domnul a dat biruință, este un copil sănătos, un copil întreg, un copil binecuvântat. Domnul Iisus să-l binecuvinteze în continuare. Aș vrea de aici, din Maleahi, să vorbim despre trei puteri ale preoției unui tată. Capitolul 4 cu versetul 6, l-am citit, îl recitesc și aici spune cuvântul sfânt astfel. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. În alte traduceri, inima taților spre copii și inima copiilor spre taților. Și bineînțeles, fraților și surori, capitolul 2 este un capitol al preoției, este un capitol dedicat preoților din Vechiul Testament, din Vechiul Legământ, și aici o să observăm niște lucruri. Contextul istoric și cultural al acestui capitol 2 din Maleahi ne trimite înspre anii 500 și înainte de Hristos, anii în care s-au repatriat evreii din Babilon și venind acasă au ajuns în Israel, în special în Ierusalim, undeva la 4.000 de preoți și de leviți. Și vă dați seama ce ne spune cuvântul sfânt în Ezra și în Nemia, în special în Nemia. Oamenii aceștia au fost surprinși de Nemia cu ilegalități, anume au început să se asocieze cu femei străine și au început să-L supere pe Dumnezeu ducând în templu tot felul de lucruri. Și atunci Nemia a trebuit să facă o purificare a templului și au fost oameni care au fost excluși din rândul preoților din cauza că erau căsătoriți cu femei străine. Ori, capitolul acesta 2 din Maleahi li se adresează acestora. Obișnuiesc să știți, când mai discut cu tineri, în special cu fete, înainte de căsătorie, vin și mă întreabă: uite frate, vreau să mă căsătoresc. Prima întrebare sau printre primele întrebări pe care îi le pun este aceasta: l-ai vedea pe viitorul tău soț, tatăl copiilor tăi? Îl vezi? Îl vezi în postura asta de tată al copiilor tăi? Dar poate mai legitimă întrebare decât întrebarea asta ar fi alta: îl vezi pe cel cu care discuți și cu care vrei să te căsătorești să fie viitorul preot al familiei tale? Pentru că, vedeți, nouă bărbaților
Dumnezeu ne-a dăruit prerogativa aceasta să fim preoți în familiile noastre. E așa de important să ne exercităm rolul de preot, de tată preot înaintea lui Dumnezeu. Tată în familie, soț în familie și preot în același timp înaintea lui Dumnezeu. Mă uit în Evrei, este un capitol sau mai multe capitole, dar în special capitolul 5 este dedicat explicării a ce înseamnă, a ce înseamnă un preot înaintea lui Dumnezeu. Un preot era un om luat dintre oameni, din mijlocul lor, spune acolo apostolul, în Evrei 5, din mijlocul oamenilor, Evrei 5 cu 1 și 2, era luat din mijlocul oamenilor, era luat pentru oameni, era ales de Dumnezeu, trebuia să fie sfânt, 100% trebuia să fie sfânt înaintea lui Dumnezeu și de aceea aducea înainte de toate o jertfă pentru păcatele lui, tocmai ca să fie primit înaintea lui Dumnezeu și să devină un mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Vedeți câte caracteristici trebuia să întrunească, să reunească în el, în caracterul lui, un preot. Și vine Domnul și mă întreabă pe mine ca tată în familia mea, pe tine ca tată în familia ta. Ai fost ales într-o zi de Dumnezeu, că Dumnezeu ți-a dat harul acesta să te căsătorești, nu? Ți-a dat Dumnezeu apoi al doilea har, ca să ai copilași și ai avut și ai copii sănătoși. Dar oare tu ți-ai făcut sau eu, că nu mă refer la alții, în primul rând la mine, oare eu mi-am exercitat dreptul acesta de preot în familia mea? Am stat, stau înaintea lui Dumnezeu ca un mijlocitor, așa cum a stat odată Iov, amintiți-vă de omul lui Dumnezeu, sfântul acesta al Vechiului Testament, stă între Dumnezeu și copiii lui și aduce jertfe în fața lui Dumnezeu și spune: Doamne, poate că fiii mei te-au supărat, te rog frumos, iartă-l și pe cutare. Și mai aducea o jertfă, iartă și pe cutare. Și avea 10 jertfe pe care le aducea înaintea lui Dumnezeu. Și mă întreabă Domnul pe mine în dimineața asta și te întreabă pe tine: când ai postit ultima dată pentru copiii tăi, pentru păcatele copiilor tăi, pentru a-ți exercita înaintea lui Dumnezeu, ca și Iov, să aduce o jertfă înaintea Domnului, oficiul tău de preot, nu de mare preot, unul singur e marele preot, Iisus Hristos, Domnul, tu ești chemat să fii preot în familia ta, sunt chemat să fiu preot în familia mea și Dumnezeu mă așteaptă acolo unde mi-este locul. Ne uităm în Maleahi, în capitolul 2, și doar punctez, vreau să mă opresc în dreptul unuia din cele trei puncte pe care le aduc în fața dumneavoastră. Aminteam titlul acesta, trei puteri ale preotului care ești tu, tată, în familia ta. Trei puteri pe care Dumnezeu le-a dăruit preoției unui tată. Primul lucru, prima putere, primul drept, dacă vreți, e dreptul de binecuvântare. E puterea de a binecuvânta. Un tată are putere în familia lui să dăruiască binecuvântare copiilor săi. Și Domnul să binecuvinteze toți părinții din biserică. Și pe toți tații Domnul să îmbrace cu puterea binecuvântării. Dar uitați-vă, fraților și surori, de la versetul 1 din Maleahi 2, de la versetul 1 până la versetul 3, Domnul vine și ne spune câteva caracteristici ale puterii binecuvântării. Câteva caracteristici. În primul și în primul rând, binecuvântarea propriilor noștri copii este o poruncă de la Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 1. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoților. Binecuvântarea propriului tău copil nu este o opțiune. Dumnezeu îți poruncește să-ți binecuvintezi copilul. Al doilea lucru, a doua caracteristică, binecuvântarea trebuie să fie bazată pe ascultare. Versetul 2. Dacă nu veți asculta, noi trebuie în primul rând să ascultăm de Dumnezeu și așa vom avea putere să-i binecuvântăm pe copiii noștri. Dacă eu mă duc și spun la copilul meu: măi, nu fuma, nu bea, dar eu sunt bețiv și un fumător. Știți ce înseamnă asta?
E ca și cum i-aș face semn cu capul, du-te spre rai, dar eu mă duc spre iad. După cine se ia el? După semnul meu sau se ia după mine? Se ia după mine, se ia pe urmele mele. Amintiți-vă de imaginea aceea a tatălui care pășea iarna, mergea spre birt și copilul în urma lui și a auzit copilul și a zis, ce faci măi? Zice, îți calc pe urme, s-o trezi tata. Noi trebuie să ne trezim, fraților și surori, știți ce am observat? Și o durere pe care o port în inima mea. Întâlnesc familii unde a fost atacat tata, acolo este atacat copilul, dar la un nivel mult mai mare. Știți de ce? Pentru că diavolul are înaintea lui Dumnezeu pâră. Duce pâră și spune, Doamne Dumnezeule, are o ușă deschisă, nu? I-au deschis-o tata pentru copil. Doamne, lasă-mă să lovesc pe copil, pentru că uite tata ce-a făcut. Și Dumnezeu poate să îngăduie lucrurile acestea. Știți de ce? Dumnezeu iubește sufletele noastre și ar vrea să fim mântuiți. Dar în primul rând, uitați-vă, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu, să fim ascultători. Și așa vom avea copii ascultători. Doamne, ajută-ne la aceasta. E prima putere, e puterea binecuvântării. Uitați-vă, acest capitol se împarte în trei segmente mari, frumoase, deosebite. Și trei lucruri extraordinare ascunse în textul nostru. E puterea binecuvântării pe care Domnul mi-o dăruiește mie ca tată, ca preot în familia mea. Și apoi e puterea legământului cu Dumnezeu, e a doua putere, o să vedeți, extraordinară puterea aceasta pe care Domnul ne-o dăruiește. Și apoi urmează a treia, legământul cu soția. Și asta e o putere mare pe care Dumnezeu o revarsă în viețile noastre prin acest legământ pe care noi, într-o zi în fața martorilor văzuți și nevăzuți, l-am încheiat înaintea lui Dumnezeu. Sunt cel puțin trei autorități, trei puteri, trei lucruri principale, trei lucruri de bază care stau între noi și Dumnezeu în exercitarea preoției noastre ca părinți, ca tați înaintea Domnului. Spuneam, binecuvântarea e poruncă de la Dumnezeu, binecuvântarea se bazează pe ascultare, versetul 2, și binecuvântarea se bazează pe smerenie, fraților. Dacă noi nu suntem smeriți, cum or fi copiii noștri? Uitați-vă la versetul 2, partea a doua. Dacă nu vă veți pune pe inimă ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor. Uite, binecuvântarea poate să fie anulată. Voi arunca blestem peste binecuvântările voastre. Dar se poate așa ceva? Uitați-vă ce se întâmplă. Preoții de atunci care s-au întors din exil, și aici mai fac o paranteză să știți, exilul babilonian este diferit de exilul egiptean, foarte diferit. Din Egipt au ieșit toți, nicio unghie n-a trebuit să rămână în Egipt, toți s-au dus. Știți de ce? În Egipt erau bătuți cu biciul, dar în Babilon nu mai erau bătuți, erau văzuți bine. Evreii erau cu punga, erau cu băncile de atunci, la nivelul de atunci al băncilor. Evreii erau cămătarii Europei, dacă vreți, și a Orientului și a Occidentului și peste tot unde merg ei sunt foarte buni pe domeniul ăsta financiar. Și vă dați seama ce diferență, din Egipt au ieșit toți, dar din Babilon au ieșit o parte, puțin, nici măcar 50% n-au ieșit din Babilon. Știți de ce? Prosperitatea este o provocare mai mare decât persecuția. Și astea sunt vremurile pe care noi le traversăm acum. Copiii noștri erau mai pocăiți înainte de 89, îmi dați dreptate? Știți de ce? Pentru că era persecuție și te urmărea să vadă unde te rogi și ce faci. Și am fost zilele trecute undeva și am întrebat de un frate bătrân și știți ce mi s-a spus despre omul acesta? 4 ani a stat în închisoare și omul acesta în închisoare, știți cum făcea cina Domnului cu ceilalți? Cu lacrimi, puneau lacrimile în pahar și ăla era vinul, ăla era rodul viței, că n-aveau, că nu dădea nimeni așa ceva. Și stăteau și sorbeau lacrimile și sorbeau propriile lor lacrimi în închisoare. Și atunci au fost alte vremuri, acum sunt alte vremuri.
Și Domnul vine și spune către noi, ce faci? Ce faci ca preot în familie? Ești chemat de Dumnezeu să fii preot în familie. Binecuvântarea este o poruncă. Binecuvântarea trebuie păstrată prin ascultare. Binecuvântarea trebuie păstrată prin smerenie. Noi acum și-am întâlnit oameni. Dacă are un pic de bunăstare materială, nici nu-l mai interesează de altceva, nici de biserică, nici de Domnul. El le asigură copiilor lui un viitor strălucit, fericit. Și el asta crede că e binecuvântare. Dar fraților dragi, iubiți prieteni, binecuvântare nu înseamnă neapărat să ai mult. Binecuvântare înseamnă în primul rând să-L ai pe Domnul, să fii neprihănit și să nu ți se termine lucrurile acestea, pentru că pâinea cea de toate zilele ne este asigurată. Are cineva drept în ziua asta să spună că n-a avut o zi de mâncare de când s-a născut și până astăzi? Niciunul dintre noi. Ba Dumnezeu, așa cum vorbea unei surori odată prin sora Ilia, îmi tot aduc aminte de sora asta scumpă, prin sora Ilia îi spunea unei surori, bucură-te că ți-am dat nu pâine, ți-am dat cozonac, auziți? Și adevărat, e adevărat, că una e să-ți cumperi pâinea aceea de toate zilele cu 12 lei cât e kilogram acum, nu? Dar alta e să cumperi lângă pâine și un cozonac, nu? E mai greu, e un pic mai greu, dar asta înseamnă că îți merge mai bine decât pentru pâinea aceea de toate zilele. Și adevărat, la mulți din noi Dumnezeu ne-a dat și cozonac pe lângă pâine, ne-a dat și alte lucruri pe lângă pâine, ne-a dat și mașini, ne-a dat și case, ne-a dat și lucruri frumoase aici în lumea asta. Dar nu asta e numai binecuvântare, fraților și surori, nu numai asta e. Mă gândesc și mi-amintesc iar de fratele Sandu Negrușer, cum ne povestea despre colegul acela lui care a câștigat o mașină la loz. Și avea el o expresie, zice, după câteva zile i s-a făcut mașina loz. Că a intrat într-un stâlp și s-a împacheta mașina, s-a făcut loz mașina. Și a ajuns în spital omul, că nu știu să o conducă. Și de multe ori Dumnezeu nu ne dă binecuvântări pământești că nu le știm administra, să știți. Când vede Domnul că poți să le administrezi, îți mai picură câte ceva, îți mai dă câte ceva. Și atunci tu să nu te îngânfi, să nu te mândrești. Uite aici ce spune, binecuvântarea se păstrează prin smerenie. Mergem mai departe. Spuneam, binecuvântarea poate fi anulată prin păcat. Versetul 3. Foarte urât e versetul ăsta, citindu-l, închipuindu-ne ce se întâmplă aici. Spune în versetul 3, iată vă voi nimici sămânța, ăsta e dureros tare, îți nimicește Dumnezeu sămânța, adică urmașii, copiii tăi, Doamne ferește, vă voi arunca balega în față. La ce? La ce se referă versetul acesta? Gândiți-vă, preotul trebuia să fie curat înaintea lui Dumnezeu, în special din punct de vedere ceremonial, vorbim din perspectiva Vechiului Testament. Ori în momentul când un preot atingea ceva necurat, devenea necurat. Și Domnul le spune cu alte cuvinte, leviții care stau în curtea templului sau a cortului și jupoaie animalele, ăștia pot să fie din punct de vedere ceremonial necurat. Seara se spală și-o scăpat. Dar voi ca preoți, voi trebuie să luați exact ceea ce trebuie să aduceți înaintea mea. Aduceți vita, dar nu vă atingeți de nimic necurat. Aduceți pâinile, aduceți tot ceea ce trebuie în fața mea, dar nu vă atingeți de nimic necurat. Ori Domnul zice, iau ceea ce e necurat, acolo în binecuvântarea ta și ți-arunc în față. Ce e asta? Păcatul, păcatul. Păcatul nostru anulează binecuvântările lui Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu ne lasă, cum scrie în Romani în capitolul 1, i-a lăsat, ne lasă în voia minții noastre blestemate. Când începem să practicăm păcatul, binecuvântarea se anulează. Trei puteri ale preoției unui tată. Prima, puterea binecuvântării. Țin minte că în zona de nord a țării era o soră însărcinată și s-a dus la medic și medicul i-a spus, zice, îmi pare rău să vă dau o veste foarte tristă, foarte tristă. Zice, copilul ăsta pe care dumneata o să-l naști va fi așa de deformat, va arăta ca un monstru. Și tot spunea, ce nu va avea picioare, nu va avea mâini, dacă va avea mâini, va avea numai niște cioturi. Și s-o speria sora asta extraordinar. S-a dus la biserică. Fraților, ce să fac? Rugați-vă, nu știu ce să fac. Și un bătrânel din biserică a avut o luminiță de la Duhul Sfânt. I-a dat Domnul o înștiințare. Și a zis așa, uite ce mi-a spus Domnul. Tatăl, viitorul tată al copilului, în fiecare zi să rostească Numeri capitolul 6. Ce veți auzi că se va rosti în dreptul lui Gabriel.
Și dacă tata va face lucrul ăsta, Domnul se pune chezaș că îi dă acestui copil forma unui om normal și va fi extraordinar de bine. Ei, din ziua aceea tata n-a uitat, în fiecare zi, în fiecare seară, își punea mâinile pe pântecele soției lui și vorbea cu Dumnezeu și își binecuvânta propriul lui copil care urma să se nască. Și în momentul în care femeia asta s-a dus și l-a născut pe copil, a fost perfect sănătos, dar tata era acolo aproape, se bucura și o striga slavă Domnului. Și copilul, fiindcă i-a cunoscut vocea tatălui, s-a întors așa cu capul spre el. Și simțurile erau intacte, fraților, pentru că Dumnezeu dă binecuvântare, lăudat să fie în Domnul nostru. Uitați-vă aici la puterea legământului cu Dumnezeu. Și asta e o a doua putere a preoției unui tată. Noi am făcut într-o zi legământ cu Dumnezeu. Uitați-vă de la versetul 4 până la versetul 9. Sunt cel puțin trei caracteristici ale legământului. Există în legământ niște drepturi și astea ne bucurăm de ele, da? Pace și viață, spune versetul 5. Pe lângă drepturi există și obligații în legământ. Și uitați-vă care sunt obligațiile noastre ca preoți în familie, să luăm legea adevărului, să luăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l avem în gură, să-l rostim în familie, să citim Biblia în familie, să vorbim cu copiii noștri în familie și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Asta e obligație. Și apoi pe lângă aceasta noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu în neprihănire, trebuie să fim niște tați sfinți. Domnul să ne ajute la aceasta, ne spune versetul 6. Și apoi, uitați-vă ce spune aici versetul 7, extraordinar, partea a doua. El, cine? Preotul, este un sol al Domnului oștirilor, sol al Domnului, Malah. Asta înseamnă, de fapt, numele lui Maleah. El și-a inserat aici numele, dar Malah înseamnă, sau Melech, înseamnă înger. Un tată trebuie să se poarte în fața copiilor lui ca un înger. Mai are greșeli. Să se ducă să îi spună, să recunoască: copile, aici am greșit, într-adevăr aici am greșit, dar el trebuie în caracterul lui să se poarte așa cum cere Dumnezeu, să fie un sol al Domnului oștirilor și să umble în neprihănire. Domnul să ne ajute. Am făcut un legământ într-o zi cu Domnul. Dacă noi l-am făcut și îl respectăm, fraților și surori, Dumnezeu, să știți că pe baza legământului cu noi, poate să ne răscumpere și sămânța și copiii noștri. Și copiii noștri să vadă în noi niște exemple bune și să-L urmeze și ei pe Dumnezeu. A treia putere din viața noastră ca preoți în familie este puterea legământului familial sau legământului căsniciei. Uitați-vă de la versetul 10 în jos. Și deja aici se luptă societatea modernă sau postmodernă ca să strice ceea ce a instituit Dumnezeu. Versetul 10 și versetul 15. Uitați-vă, fraților și surori, un singur tată, un singur Dumnezeu, un singur trup, soț și soție, un singur trup. Nu există altă formulă, asta e singura formulă. Și uitați-vă ce probleme apar în familie. Cum pot eu să-mi anulez dreptul meu sau puterea mea de a-mi exercita preoția în familie? Mai întâi, când vine necredincioșia la nivelul minții. Versetul 15, luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei. Versetul 16, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. De aici, din minte, coboară cuvintele aici pe buze și știți ce dureros este? Vecina cu tare face mâncare mai bună ca tine, nu? Sora cu tare se întreține mai bine ca tine, mai frumoasă cu 10 ani. Ce-s astea? Aici, de aici pornește. În mintea mea încep să nu-i mai fiu credincios soției mele și asta nu-i de la Domnul, nu-i bun deloc. Apoi uitați-vă versetul 13, iar în cadrul acesta larg al legământului familial, al căsniciei, iată ce mai faceți, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare. Și dacă întrebați pentru ce?
pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu-i ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care a încheiat legământ. Copilul meu așteaptă de la mine și cuvintele mele. Când mă duc înaintea lui Dumnezeu și spun și plâng și zic, Doamne, ascultă-mi cauza asta, rezolvă-mi problema asta. Eu trebuie și cuvintele acelea, fraților, care le rostesc în biserică, să fiu la fel și în familie, să rostesc cuvinte frumoase și binecuvântate în familie. Eram copil și un frate bătrân din Câmpia Turzii venea și se ruga și zicea, tăticuțule din cerul, sărut mânuțele și picioruțele. Asta era rugăciunea lui. Și un alt frate bătrân, fratele Ila, într-o zi n-a mai rezistat și a zis, du-te mă și pupă-ți nevasta, sărută-ți nevasta, că numai tot pe Domnul săruți, dar pe ea de 10 ani n-ai mai sărutat-o. Era certat cu nevasta. Și Domnul nu asta așteaptă. Dacă noi vrem ca să avem rezolvare la problemele noastre, aici, cum vorbesc aici cu frații, cum vorbesc înaintea lui Dumnezeu, așa trebuie să vorbesc și acasă cu soția, copilul vede și spune, un Dumnezeu ca lui tata îmi doresc și eu. Domnul să ne binecuvinteze. Să ținem cont de aceste trei puteri ale preoției unui tată. Amin.